Dumnezeu nu-i ortodox, Dumnezeu nu-i catolic, Dumnezeu nu-i islamic, Dumnezeu nu-i mozaic, Dumnezeu nu-i evanghelist sau protestant, Dumnezeu e Dumnezeu corect. Dar deschid epistola apostolului Pavel și găsesc scris, Doamne, Tu mântuiești numai pe cei ce Te mărturisesc în adevăr. Adică ce înseamnă în adevăr? În revelația pe care ne-o dă Sfânta Scriptura Vechiului și Noului Testament. Nimeni nu contestă că dacă un om este cinstit și curat și păzitor al legii sale, Dumnezeu trebuie să-l pedepsească. Pentru că există și o lege morală și o lege a conștiinței, după care Dumnezeu, dacă va găsi el de cuvință, va putea judeca neamurile. Nu ne cere nouă socoteală pe ce principiu va judeca el. Un islamic, un hindus, un budist, un catolic, nu-i treaba noastră, asta e treaba lui. Fă-te Dumnezeu și îți dai cu părerea în domeniul ăsta. Dar, în schimb, ne arată foarte clar atunci când îi trimite pe apostoli în lume și le cere să învățați toate neamurile numai câte v-am spus eu, nimic de la voi. Și cu asta punct. Deci ăsta e adevărul despre care vorbim. De aceea spune că biserica la 2 Timotei, parcă cu 3, este stâlpul și temelia adevărului. Și tot în epistole spune, dacă nu mă înșel, ori în epistola lui Petru, dar nu pot să spun cu greșeală, spune așa, Evanghelia este spre îndreptare, spre învățătură, spre luminare, spre mustrare și spre înțelepțire, spre înțelepciune. Deci ăsta e rostul Evangheliei, să îndrepte, să învețe, să mustre, să trezească și să lumineze. Dacă n-am înțeles sensul Evangheliei, atunci degeaba vorbim din Evanghelia lui Hristos. Deci a citit din Scriptură și cum ai citit Șogunul sau cum ai citit toate a lui Alexandru Dumas, că-s vreo 7-80 volume cu care am copilărit, sau toată opera lui Dostoievski, care e la îndemână, sau Hugo, sau Balzac, sau Tolstoi și mai nu știu care mai sunt. Și atunci, evident că ai o cultură generală, dar când începi să trăiești cuvântul Scripturii și să aprofundezi cuvântul Scripturii, vei vedea, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, cercetați Scripturile, că în ele puteți găsi viața veșnică. Și iarăși spune, dacă nu știți Scripturile, vă și rătăciți. Ca drept dovadă că Apostolul Pavel ne confirmă că noi avem și până astăzi Hristoși mincinoși, proroci mincinoși, care vin să înșele poate și pe cei mulți. Deci Sfântul Spiridon era în primul rând un învățător al adevărului. Și cum spune întroparul lui, doar din amintire că nu-l știu integral, tot din lene, soborului celui din tâi te-a arătat mare apărător de Dumnezeu, Părintele nostru Spiridone. Și iarăși spune mai departe, tu șarpele în aur l-ai prefăcut, cu femeia din groapă ai vorbit. Deci, arătând câtă putere avea acest mare sfânt înaintea lui Dumnezeu pentru evlavia și trăirea lui autentică. Și spun lucrul acesta pentru că în momentul în care el ajunge episcop, face multe îndreptări care țin de rânduiala credinței care se petreceau. Nu o să o amintesc pe cea cu, de data trecută care am vorbit-o cu slujirea în biserică, ci mă voi duce la alta asemănătoare, în care Sfântul, călătorind cu Rădvanul cu cai, cu ucenicul lui Trifilie, ajunge la o biserică unde era slujba vecernii, fiindcă era sărbătoarea a doua zi și se făcea litia, și era un diacon din ăsta care se spărgea în figuri și avea o voce din aceasta, bariton, soprană, ce-o fi el, tenor 1, 2 și ați mai văzut poate câteodată și pe la slujbele noastre când sunt sărbători, se face o demonstrație de voce, de cântec, da. De expres. Ei, Sfântul, pentru că era smerit, i-a spus, sunt obosit și te rog să nu te lălui, fii un pic mai concis. Și Sfântul era văzător cu Duhul. Asta vreau să țin, să afirm din start, ca să se vadă de ce se întâmpla cele ce se întâmpla. Și diaconul zice în sinea lui, și hodorogul ăsta care habar n-are ce-i muzica, habar n-are ce înseamnă o voce frumoasă și talentul, darul dat de la Dumnezeu. Nu mă lasă el pe mine să cânt. Și a început să o lălăie din nou și Sfântul s-a uitat din scaunul lui și a făcut semnul cruci și a spus, taci. Și în clipa aceea a amuțit. Și a dat seama în sinea lui că el tocmai gândea rău în clipa aceea. A venit și a căzut la picioarele Sfântului și a cerut iertare. Bineînțeles că Sfântul a iertat zâmbind și a spus, vezi că ceea ce nu-i frumos nici lui Dumnezeu nu-i place. Și
Noi, dacă căutăm în cărțile de Tipicon și ceea ce spune Sfântul Teodor Studitu cu precădere despre învățătura bisericii și despre modul pe care trebuie să-l ai în biserică, spune așa, să nu citești nici prea tare, nici prea încet, nici prea repede, nici prea rar, nici prea țipat, nici prea șoptit, să zici cu glas dulce și frumos, cadențat, ca cel ce aude să înțeleagă, să priceapă și cuvintele să se suie de la inima lui la Dumnezeu. Iată. Și în corurile bisericilor, chiar și astăzi, din acele coruri fac parte soliști de la operă. Am fost și undeva odată la o... Am văzut și soliști de înaltă calitate. Am fost undeva odată la o biserică frumoasă aici, în Iași, la Sfântul Sava, și a fost cununia unor băieți care probabil erau de la... asta, filarmonica noastră din Iași, sau dacă se cheamă așa, nu știu dacă i-am zis bine. Filarmonica sau operă? Operă, sau cum se cheamă. Și a cântat corul acela, Dumnezeiește ca în rai. Dar am fost și la alte biserici unde mai au câte un cor și sunt niște babe din alea strânse cu patentul de degete sau cu mâna băgată în ușă, care nu-și dau seama că sunt ridicole. Dar nu avem ce face, e pasiunea lor de a cânta și atunci dacă preotul care gestionează biserica le îngăduie, n-ai ce face. Te duci acolo unde îți place slujba și unde te simți bine și acolo te reculege. Asta rămâne la latitudinea fiecăruia. Am primit de multe ori întrebări de genul ăsta. Părinte, dar de ce se exagerează? Nu știu, treabă-l pe cine conduce acolo, nu-i... Mă rog, astea sunt gusturi și gusturi și gusturile nu se discută. Și ne întoarcem la Sfântul Spiridon, îl iartă și îi spune așa, ca un semn pentru mândria ta, ca să îți fie de folos pe viitor, vei avea voce, dar puțin mai potolită, puțin mai gângavă și puțin poticnit în cuvânt, adică un pic bâlbâit, ca să nu mai poată să se mândrească. Și l-a dezlegat de dezlegarea grailei, dar i-a legat talentul de a mai cânta, tocmai ca să nu se mai mândrească și să nu facă în biserică teatru. Adică când ne rugăm, ne rugăm și când facem coreografie sau facem spectacol, facem spectacol. Biserica nu dă spectacol. Eu am întâlnit odată pe cineva care l-am întrebat de ce nu se împărtășește și mi-a spus această chestiune. Dar nici nu m-aș împărtăși vreodată, nu simt nevoia. Păi cum să iau, Părinte Sfânta Împărtășanie, de vreme ce preotul fără mănuși pune mâna pe acea pâine și o frânge cu mâinile lui și o pune în potir? Dar dacă el are microbi pe mâini și eu gust și mă îmbolnăvesc, pe mine cine mă face sănătos? Zic, aveți perfectă dreptate, chiar că să nu vă împărtășiți niciodată. E cel mai bine să vă feriți de împărtășanie la modul cum gândiți dumneavoastră, este perfect să nu vă împărtășiți. Adică, vă dați seama de ce suntem noi mărunței la suflet câteodată și naivi, pentru că noi nici nu pricem pe taina esenței Scripturii și a liturghiei acolo, tot cerul și tot pământul. Deci, personal, în fiecare liturghie, Dumnezeu coboară din cer și vine în vizită, în parohie, în episcopie, în biserică, în catedrală, însă tu cu oriunde este preotul și l-ai invocat pe Duhul Sfânt, Hristos stă prezent la Sfânta Masă și binecuvintează satul. Și ne întoarcem la o altă minune a Sfântului Spiridon, care la fel, în calitate de episcop, avea în eparhia lui, acolo unde era el, plugari. Plugarii ce fac? Ară pământul, seamănă, treieră, culeg, strâng roade, vând, fac negustorie. Și într-un an era o secetă atât de mare, încât mai mulți plugari s-au strâns în jurul Sfântului Spiridon și a zis, stăpâne, numai și numai tu ne poți scăpa de necaz. Noi am băgat boaba în pământ, dar stă ca în cuptor. Fă o rugăciune de ploaie. Între acei plugari era și un plugar care a zis așa, da, a văzut bătrânul că se adună nori și acum face el rugăciuni de ploaie, da, să vezi că el aduce ploaia. Sfântul, care era văzător cu Duhul și știa, a ridicat mâinile la cer și a spus așa, Doamne, Tu hrănești toată făptura, Tu adapt brazdele pământului, Tu dai îmbelșugare, Tu dai ploi cu bună trebuință, Tu dai vremuri pașnice, umple cerul acesta cu nori spre slava Ta. Și s-a făcut un cer gros de nori și puternic, numai nu ploua. Și au zis plugarii, Sfinte, dar fă să plouă. Eu aș face ca să plouă. Dar uite plugarul cu tare ce a spus. Că am văzut că se adună norii pe cer
Și acum am venit să chem eu la rugăciune ca să mă laud că sunt făcător de minuni și că eu chem ploaia? Să cheme el ploaia. Pentru că dacă tot a văzut că norii vin singuri, de ce n-ar veni ploaia și singură?